Până la această dată, în România s-a recoltat peste 94% din suprafață de grâu. România are capacitatea la această dată să recolteze, dacă ar fi vorba de o coacere uniformă, în 7 zile întreaga suprafața României de grâu. Lucrul acesta nu e posibil pentru că sunt diferențe de temperaturi și de vegetație de la un loc la altul. De aceea, mai avem aproape 4% de recoltat în interiorul arcului Carpat. Sunt culturi cu producții care se înscriu între 3 tone la grâu și 1500 de kilograme la grâu, cu producții medii care ne asigură, pe de o parte, necesarul de consum în zona respectivă și chiar disponibilități între județe. Noi avem întreaga cantitate de grâu necesară țării și disponibilități pentru export. Deci avem pâine, în așa fel încât să asigurăm nevoile țării, evident, și reluarea culturii, pentru că o parte din cantitatea obținută se va însămânța